Certificatul verde a devenit obligatoriu pentru aproape orice activitate. Această situație este dificilă, în special pentru persoanele care, din motive de sănătate, nu se pot vaccina. Autoritățile competente încă nu au luat măsuri în această privință. Certificatul verde este obligatoriu pentru intrarea în mall-uri, restaurante, hoteluri și pentru a ieși din casă după ora 22. Excepție fac doar magazinele alimentare și slujbele. Acest caz reprezintă o reală problemă pentru persoanele care, din motive medicale, nu se pot vaccina, deși și-ar dori. Credeți că persoanele care nu se pot vaccina din motive de sănătate ar trebui să aibă certificat verde? Da! Pentru că să aibă acces la intrarea în magazine, în mall-uri. Ar trebui să fie trecuți. Sunt convinsă că cei care nu se vaccinează au un motiv. Da, ar fi trebuit să spuneți despre ei ceva. Persoanele care nu pot să-și facă vaccinul din cauza unor probleme de sănătate, să li se dea certificat verde. Autoritățile competente nu au luat în calcul această variantă, iar această categorie de persoane a rămas în afara sistemului. De asemenea, cetățenii cu anumite probleme de sănătate care nu se pot imuniza riscă nu doar interdicția de a intra în anumite instituții sau magazine, ci chiar să nu își mai poată exercita profesia.